Hei, fetelor, astăzi am revenit cu un nou videoclip și anume produse care m-au dezamăgit. Am câteva produse, nu destul de multe, însă să vedem. Am aici de la Extra Lasting, de la Avon. Vreau să vă zic că aceste produse mie nu mi-au făcut bine, nu le fac o reclamă negativă. Doamne ferește, că majoritatea sunt de la Avon. Deci nu le fac o reclamă negativă, însă mie mi s-au potrivit, pur și simplu. Am ceva creion pentru ochi. Mă uitam la Bella, mă scuzați. Care nu știu ce a pățit, dar nu mai e bun de nimic. Și culoarea frec până ce pică chestia asta jos. Nu știu, nu-mi place. Îmi pare rău pentru el, a fost o culoare superbă. Însă nu știu ce a pățit. Mai am aici o cremă de la Skin So Soft. Nu mai am pe ea asta, eticheta. Am folosit ceva din ea. Însă nu știu, de la un timp nu mai mă place. Probabil că folosesc și uleiul de corp, însă nu știu ce să spun. Nu mă mai satisface așa ca și la început, deci nu mai place. Mai am aici un scrub de la Oriflame. L-am folosit, nu știu dacă se vede, l-am folosit destul de mult, însă nu mai știu de ce l-am folosit, pentru că știu sigur că îmi lăsa pielea așa cu bubițe micuțe și se dădea pielea. Este scrub, însă nu știu de ce mie mi s-a întâmplat asta, deci nu știu ce să zic de el. Și nu l-am mai folosit, l-am lăsat acolo în baie și acolo așa. Mai am un șampon de la Avon, din gama Naturals. Și îmi pare rău să spun așa ceva despre el, însă acesta nu mi-a fost bun. Nu știu ce să zic. Eu folosesc aceste șampoane și chiar mi-am luat unul mare, că am zis să-mi ajungă, mi-a plăcut mirosul, mi se pare că avea pagină parfumată. Și da, mi-a plăcut mult mirosul, însă îmi lăsa părul creios. Și așa eu am părul gras. Mi-l lăsa creios și lipit așa pur și simplu de cap. Zici că eram spălată cu uleiul bunica. Îmi pare rău să zic așa ceva de Avon, dar asta e. Apoi mai am aici o loțiune de la Pharmacy pentru baby, pentru copii. Mi-am cumpărat-o pentru că pielea mea e foarte sensibilă. Miroase groaznic. Nu știu. Zice că este loțiune pentru copii, foarte hidratantă, pe bază de apă, menține pielea copilului netedă și delicată. Mie nu mi-a făcut absolut nimica. Nu știu ce să spun, mai ales pentru copii, nu știu, părea și groasă, mi se pare la textură și nu știu. E destul de fină, însă trebuia să o frec până ce se băga în piele și am ales să nu mai folosesc. Nu am folosit mult din ea până cam pe aici. La o aplicare pe tot corpul, însă nu mi-a plăcut. Apoi mai am aici o cremă de la Balea. Pe aceasta știu că am făcut schimb cu o colegă de lucru. I-am zis că îmi place cocosul și mi-a dus o cremă gigant cu cocos. Însă îmi place foarte mult mirosul. Dacă mă dau cu ea pe corp, pur și simplu e slinoasă și nu-mi place, nu știu. Însă m-am dat cu ea de câteva ori, are 500 de mililitri. Dar nu am să mai folosesc și nici n-am să recumpăr dacă îmi se dea undeva pe ea. Apoi mai am un alt șampon care m-a dezamăgit de la Johnson Baby. L-am luat pe acesta pentru că mi se pare că am fost la o prietenă de-a mea și m-am spălat pe păr cu acest șampon și mi s-a părut că a făcut minuni cu părul meu, adică dimineața arăta atât de pufos și frumos și arăta bine și puteam să mi-l aranjez cum vroiam eu, dar eu când mi l-am cumpărat m-a dezamăgit, am folosit puțin din el, însă nu știu ce să zic, era tot aceeași marcă, tot aceeași șampon, tot exact la fel, însă eu când l-am folosit, părul meu a fost foarte încălcit, foarte, nu știu. Și nu-l mai folosesc. Apoi mai am un gel pentru mâini antibacterial de la Protex. L-am cumpărat împreună cu un săpun lichid, da? Un săpun lichid. Eu folosesc săpunurile lichide de la Protex, mă spăl pe față cu ele pentru că mi se pare că este foarte, foarte bun și îmi lasă pielea fină. Și a avut și un gel din acesta antibacterial, însă nu-mi place când mă dau pe mâini cu el, are un miros înțepător, da, înțepător, înțepător de spirit. Nu știu ce să zic de el.
Îmi pare rău, nu știu, am folosit destul de mult din el. Bine, ce ceva de urât că a fost lipit cu bandă scotch de celălalt produs, dar am să-l termin, asta este. Se vede, dar se vede, poate cade. Mai am aici ceva de la Kalos. Da, este șampon de la Kalos. Go-Go. Sau Go-Go, nu știu cum se spun. Însă e ud, l-am avut în baie și am făcut duș și am mutat vana. Așa, bine, e folosit așa din el pentru că eu am spălat pensulele cu el. Și în rest, nu știu, poate s-a mai spălat mama mea sau sora mea. Nu știu ce vă zic. Însă, nu știu, nu-mi place. Deci seara mă spălam pe păr și efectiv a doua zi dimineață părul meu era mai îmbâxit decât atunci când mi l-am spălat. Scuze. Deci nu știu ce să spun. Nu știu, mie nu mi se potrivește acest șampon. Îmi pare rău pentru el, dar asta este. Și mai am aici o ceară, am ambalat-o bine pentru că a curs. Este o ceară dintr-un magazin naturist, ceva în genul. Însă este numai din extracte naturale și așa. Însă mie nu mi-a plăcut-o. Mi s-a părut că chiar deloc nu mă ajută să mă epilez. Miroasea bine, însă îmi încălzea, mă puneam să îmi pun pe picioare și părul tot pe picioare rămânea, nu știu. Nu știu eu să folosesc. Miroase chiar bine, dar e foarte lipicioasă. Am aici în ce mă șterg, să-mi credeți că eu știu ce fac aici. Așa, și nu-mi place, este foarte lipicioasă, ia ochi. Așa, și cam atâta. Am prezentat oare toate? Da, deci astea sunt produsele pe care le-am cumpărat și m-au dezamăgit. Însă da, asta este, am să încerc și altele și dacă am să fiu iarăși dezamăgită de ele, am să mi le pun deoparte și am să fac un nou clipuleț cu produse care m-au dezamăgit. Și da, ne vedem data viitoare la un alt video. V-am pupat!